Zilele administrației Arădene au fost, la fel ca și în ceilalți ani, momentul potrivit pentru lansarea unui nou volum din seria Administrație Românească Arădeană, serie coordonată de Doru Sinaci și Emil Arbonie. Cu această ocazie, toate cele 6 volume lansate până acum au fost postate integral pe site-urile Consiliului Județean și al Primăriei Arădene. Asta este viitorul. Aveți în jurul dumneavoastră elevi de la preparandie, de la liceu pedagogic, tineri, care deja s-au obișnuit mai mult cu e-book-ul decât cu cartea în format print. Și ne gândim să facem tot în lunile următoare, pasul următor, să facem e-book-uri, deci mai mult decât cărțile în format PDF puse pe site-uri, să facem chiar cărți care se pot citi. E-book-ul e un pas următor. Sărbătoritul zilei a fost preotul Pavel Vesa, căruia i-a fost înmânată o diplomă de excelență pentru întreaga sa activitate de cercetător în domeniul istoriei bisericii. Munca de cercetare istorică a început încă din perioada studenției, fără ca să am vreun gând de a tipări vreun studiu măcar, pentru că era perioada care era de dinainte de 1990, dar a continuat în parohiile unde mi-am desfășurat activitatea, iar în 1997, până atunci mi-au apărut mai multe studii de istorie ecleziastică, a apărut și prima carte, iar de atunci și până astăzi am reușit să tipăresc în 18 cărți, toate din domeniul istoriei ecleziastice, fie a eparhiei arădene, fie din Transilvania. Printre invitați s-au aflat cercetători veniți din toate centrele universitare mari ale României. Profesorul Dan Oltean și-a lansat ultima sa carte, Regii dacilor și războaielor cu romanii. Pe lângă faptul că am pus în evidență toți regii daci din perioada burebista Decebal, am dorit să pun în evidență și ce au dat regii dacilor romanilor, pentru că în istoriografie și în opinia publică este arhicunoscut faptul doar că romanii ne-au influențat pe noi. Iar eu am vrut să pun în evidență faptul că împăratul Regalianus, care este strănepotul lui Decebal, ajunge împărat și salvează imperiul de invazia goților în secolul III și alți împărați de origine dacică, de exemplu Galerius, a cărui mamă este de la Reșca, din județul Olt, de la Romula, oficializează pentru prima dată creștinismul ca religie în imperiu. Simpozionul a continuat cu numeroase luări de cuvânt și prezentări de referate.